Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița și-a deschis porțile pentru preșcolarii reșițeni care, însoțiți de educatoare, au venit să vadă cum este viața de școlar. Noi suntem de la grădinița cu program normal numărul 8, structură din grădinița cu program prelungit semenic, și am venit în vizită la Colegiul Național Traian Lalescu pentru a prezenta copiilor viitoarea școală. Am venit cu două grupe de copii, suntem foarte încântați de ce am văzut, doamnele învățătoare ne-au primit extraordinar, s-au pregătit foarte frumos pentru noi, au pregătit ateliere copiilor, au lucrat împreună, i-au pictat, le-au făcut brățărici, coronițe, o mulțime de lucruri am văzut. Copiii sunt foarte încântați, părinții la fel, le mulțumim din suflet. Și în fiecare an noi venim și vizităm cu mare drag. Elevii claselor a patra din cadrul Colegiului Național Traian Lalescu au pregătit ateliere speciale pentru cei mici și s-au întrecut să fie cât mai creativi pentru ca împreună să petreacă o zi frumoasă. Atât cei mici de la grădiniță, cât și colegii lor mai mari s-au bucurat de această experiență. Eu astăzi am venit în vizită să explorez. Și ți-a da. Cine te-a pictat așa frumos? Pe față. Copii? Da. Tu? În ce grupă ești? În grupa florilor. La grădini. Și vei merge la școală? Da. Îți dorești să mergi la școală? Da. Noi astăzi am făcut activități cu copiii. Fiecare a fost împărțit. Cu toții am fost împărțiți pe 5 centre, unde fiecare a făcut câte ceva. Brățărele, coronițe, picturi pe față, Lego și picturi pe mânuță. Și ți-a plăcut? Da, eu am pictat copiii, fiecare ce a vrut și au ales, iar eu i-am pictat și au fost mulțumiți. Am făcut activități cu copii, am lucrat împreună, i-am pictat, am făcut Lego, activități creative. Ne-am distrat, copiii au fost foarte simpatici, au fost foarte cuminți. Și ți-a plăcut? Da, a fost foarte frumos să lucrăm împreună cu copiii mici, care vor fi și ei aici anul viitor. Vor fi și ei școlari și mie mi-a plăcut, a fost minunat. A fost chiar bine, ne-am distrat, ne-am împărțit pe 5 centre, am pictat, am făcut brățări și coronițe. Ce ești tu astăzi? Spider-Man. Spider-Man? Cine te-a pictat? Alexandra. Și de ce te-ai pictat? Că am vrut, îmi place de el, sunt fan. Și am fost mândru de mine, deoarece că am reușit și eu să fac brățări foarte multe. De exemplu, 6 sau nu mai știu, 3, 4 și mi-a plăcut foarte mult. A fost o zi minunată pentru mine, mai ales și pentru colegii mei, fiindcă am pictat copii, am făcut activități diferite, am făcut corenițe, mai ales că m-am întâlnit și cu verișorul meu, a fost foarte super și majoritatea copiilor pe care i-am pictat au vrut pisică, cățeluș sau tigru și ultimul sfat, copii, urmați-vă visele. A fost foarte fain în cadrul activității Ziua Porților Deschise. Copiii au fost super distractivi, eu am fost la centrul de Lego. Multe chestii distractive cu ei, adică i-am pictat, am făcut brățări împreună cu ei, Lego și coronițe. I-a plăcut, a fost mulțumiți. Am făcut activități cu copii, cu niște copii foarte drăgălași, am pictat pe față, le-am făcut brățărele, coronițe, felicitări și am construit cu ei. Au fost niște copii foarte simpatici, îi mai așteptăm. Sperăm că s-au bucurat de tot ce le-am făcut, în special cei care sunt mai mici, pentru că ei se bucură mai ușor și dacă e să se bucure și ei foarte tare, e ceva. Astăzi au fost copiii mici pe la noi, au fost vreo 4-5 clase, dintre care eu am reușit să iau doar 4 copii. Pe final de tot, eu cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei n-am reușit să luăm niciun copil, așa că am încercat să facem noi singuri o barcă, care ne-am gândit că am fi făcut-o cu cineva în plus.
Da. A fost foarte frumos, am făcut foarte multe ateliere cu copiii și ne-am distrat foarte bine. A fost puțin solicitant și puțin cam greu, dar mi-a plăcut foarte mult. Ce a fost greu? A fost greu fiindcă au fost mulți copii și foarte cald în clasă. Am avut de făcut brățări, de desenat monstrulețe, de găsit diferențe și de făcut mozaicuri. A fost o zi aglomerată, dar cel mai important este că preșcolarii s-au simțit bine împreună cu noi. Foarte multă aglomerație și foarte mulți copii mici care trebuia să ai și foarte multă răbdare cu ei și tu să ai la fel răbdare. În rest totul a fost foarte frumos. Am întâlnit copii foarte drăguți și micuți și au fost drăguți. A fost frumos, ne-am întâlnit cu mulți copii mici, am reușit să îi stăpânim cumva. Erau foarte mulți, alergau la un moment dat. Dar ți-a plăcut, nu? Da, a fost foarte frumos. Azi a fost o zi frumoasă, numai că a fost foarte solicitantă și mult prea cald în clasă. A fost o zi foarte specială pentru noi și pentru cei mici și am dat de copii mai buni, de copii care n-au fost chiar așa de buni, dar sunt sigură că totul se dezvolte foarte frumos în clasa asta. Ziua porților deschise a fost super frumoasă, mai ales că am întâlnit și niște copii care unii se înțelegeau cu cei de la noi din clasă, iar a fost super fain. A fost o zi foarte frumoasă din cauza că au venit mulți copii și ne-am jucat cu ei, am făcut diferite activități, dar a fost un pic cam obositor, dar a fost distractiv. A fost o zi foarte plină de diferite activități, am vorbit cu copii, le-am ajutat și era o zi foarte veselă. Ziua porților deschise a fost foarte frumoasă, însă a fost puțin mai greu cu unii copii, dar mi-a plăcut. Sincer, pot să zic că acești copii au fost deștepți și după ce am ajutat s-au descurcat și mai bine. Ne-a plăcut foarte mult să jucăm cu preșcolarii și am făcut tot felul de activități, ne-am înțeles și am găsit mulți copii foarte inteligenți. Această zi specială a fost foarte frumoasă pentru mine, pentru că toți acești copii preșcolari au făcut foarte multe chestii împreună cu noi și era nașpa când se răspândeau foarte repede și vreau să facă neapărat în fiecare secundă altceva. Ziua porților deschise a fost o zi foarte palpitant, foarte faină, pentru că am întâlnit și copii mai mici, de 4 ani, alții chiar de 7, și mulți ne-au povestit cum se simt, dacă vor la școală sau dacă nu vor. Și vor la școală? Care e concluzia? Majoritatea vor. Școlarii și doamnele învățătoare au dorit să le arate celor mici că școala nu este o sperietoare, ci din contră, la școală înveți și te poți și distra. La Colegiul Național Traian Lalescu ne-a desfășurat Ziua Porților Deschise alături de copiii de clasa 4-a. Am pregătit activități pe centre, am desfășurat 5 centre de activități. Copiii deja au povestit despre ce a fost vorba la aceste centre de activități. Am creat brățări cu prenumele lor, cu elev eminent, cu CNTLR, prescurtarea de la școala noastră. La alt centru au creat alături de copiii mai mari coronițe cu flori. La alt centru au fost pictați pe față, bineînțeles că a fost centrul preferat. Copiii de la grădiniță s-au bucurat foarte mult de această activitate. Iar băieții, bineînțeles că și-au dorit Lego. Pe lângă acest centru am mai avut un centru unde am creat o felicitare cu mânuța celor mici, personalizată, cu ochișori, cu fluturaș. Cred că s-au simțit foarte bine copiii, am avut mai multe grupe de copii care au venit în vizită, am avut părinți alături de copii care ne-au vizitat, au cerut informații despre înscrierile la clasa pregătitoare, așteptăm la secretariat pentru înscrieri. Și considerăm că a fost o activitate care s-a desfășurat la modul frumos, la modul serios, așa cum
este întotdeauna la noi în școală, pentru că, după cum se știe, deviza școlii este că performanța face diferența. Ziua Porților Deschise la Colegiul Național Traian Lalescu este o manifestare tradițională în condițiile în care, începând scrierile pentru clasa pregătitoare, părinții pot depune cererile de înscriere pentru clasa pregătitoare între 11 aprilie și 14 mai. Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița, în preajma înscrierilor la clasa pregătitoare, își deschide larg porțile pentru preșcolarii din circumscripție și pentru părinții acestora. În cadrul acestui eveniment, clasele a patra au organizat ateliere interactive și interesante, la care au participat peste 100 de preșcolari. Pentru anul școlar 2024-2025, oferta educațională a Colegiului Național Traian Lalescu din Reșița înseamnă două clase de step by step și o clasă pentru învățământ tradițional.